Vreau să vă zic ceva acum, că tot vă văd pe toți. Nu pot decât să vă spun că vă mulțumesc din suflet că ați rezistat. Vă admir extraordinar de tare pentru că nu v-ați dat cu capul de niciun perete, ci ați luptat să vă descurcați în condițiile alea. Pe undeva e normal și ce ați simțit voi, pentru că voi v-ați gândit așa, păi noi am muncit de ne-a luat naiba, am trecut prin dueluri. E, acum, hai să spunem că undeva există un echilibru. Sincer, nu am vreo antipatie față de nimeni. Brigitte, de unde simți că faci parte mai tare acum? Că am văzut că oamenii ăștia te-au primit foarte tare frumos așa și deși... Sincer, din fermă. Toți suntem o fermă. Mie mi se pare că atmosfera din casă e mult mai ok decât a fost de la începutul fermei până acum. Tot timpul au fost intrigi de la început la noi în fermă. E prima dată că nu sunt intrigi. Bun. Deci dacă v-au explicat regulile, înseamnă că știți că astăzi e o zi în care noi trebuie să alegem doi servitori. În fiecare săptămână servitorii noștri sunt obligatoriu o fată și un băiat. Da? Bun. Remus, în primul rând te întreb dacă te simți în stare să fii fermierul săptămânii și îți spun și de ce te întreb asta. Dacă tu crezi că ai nevoie de o pauză o săptămână, eu pot să-ți spun doar că îmi permite regulamentul și să-ți spun că poți să predai conducerea fermei o săptămână cui vrei tu, fără să mai alegem, fără nimic, dacă vrei să-l fii altcineva fermierul săptămânii în această săptămână. Eu nu mă simt foarte bine astăzi, dacă sper tu te simți că și în stare... ei se simt bine și atunci să facem o echipă. Fermierule și să... șef, dacă tu te simți în stare, tu o să alegi servitorii. Așa că, uite, încep cu partea asta de masă, că sunt mai mulți aici. Camara, ai văzut cum stau lucrurile, știi de unde vii și ai văzut unde ai ajuns. Te întreb așa, cum simți că stau lucrurile așa, din flerul tău, instinctul tău ce zice? Poate fi oricine propus de la masa asta și pot să fiu propus și eu, așa că eu cred că pot să fiu eu și cu Ioan. Mă simt vizat să fiu nu numai servitor, mă simt vizat chiar să fiu trimis la duel. Vali. Să propun pe cineva pentru rolul de servitor după doar o zi în fermă mi se pare ciudat, pentru că nici nu-i cunosc pe ceilalți. Ar putea să o propune pe Ioana și... probabil pe mine m-ar propune, pentru că sunt cel mai slab fizic dintre colegii mei. Gianina, da. După viața aia grea de acolo, din munții voastră, da. Cum ți se pare viața la fermă, așa, după o zi? Mi se pare extraordinar. Și cred că ceea ce am învățat noi acolo, mi-ar plăcea să cred că putem să vă transmitem vouă, să învățați și voi să apreciați toate lucrurile pe care le aveți în jur. Pe cine alege tu servitorul? Hai să spun alte întrebări. Da, pe cine alege tu? E foarte ciudat, pentru că noi abia am ajuns aici. Dar trebuie aici. Să vă învăț cu mecanismul ăsta. Într-o zi o să-l faceți. Dacă aș fi fost eu, nu știu, eu aș fi trimis la duel pe Ioana și pe Silviu. Nu o să nominalizez niciodată, că o să fiu la fermă, unul dintre frații mei, probabil doar dacă vom rămâne noi șase, habar n-am, nu știu. Din partea fetelor m-aș trimite pe mine. Și băiat pe cine? Cu cine? Trebuie să împarți camera cu cineva. Nu o să aleg pe cineva de la noi. Cred că o să-l aleg pe Marius. N-am avut eu probleme cu nimeni până acum, dar ce v-am spune că o să am. Dacă nu ești tu, pe cine ai vrea tu să vezi servitoare? Pe Belviță. Belviță, bun, am aflat încă un nume. Voi sprijini bandiții mei cu care am stat 6 săptămâni și care sunt sigură că sunt sinceri, sunt oameni cu inimă curată, cu intenții bune și nu am de gând niciodată să prefer pe cineva din fermă mai mult decât pe bandiți. Mă duc la Brigitte și o întreb pe Brigitte, cine crezi că ar trebui să fie servitor din punctul tău de vedere? Mai am văzut nebună aici care a ridicat mâna și nu știu de ce a făcut-o. Chiar vreau să-l întreb. Bă, nebune, tu de ce când ai auzit că Otilia vrea hoc și tu cu 2 degete? Pastramă, să știi că sunt camere și acolo. Eu nu știu dacă voi ați văzut, dar el făcea așa. Și atunci... Pentru că Pastramă... Și pot eu să fac cu fratele meu care m-a primit în pat și care o să-l primesc și eu pat și sunt cu el împărțim o ladă, decât să spun Otilia și Pastramă pentru că și-au dorit, nu că vreau eu. Bun, Pastramă, pe cine ai trimite tu ca servitor, tu personal? Eu o dedic pe sora mea, care iubesc din tot sufletul meu, la servitor. Și dacă se poate, să fiu alături de ea, să dorm cu ea, nu să poți. O grijesc. Nu poți să te propui pe tine, apreciez ideea, bravo. Sunt sigur că are, poți să o prozezești și care are credere în mine și care iubesc din tot sufletul meu și-ar face orice. Dar trebuie să trimiți alt băiat la camera. Pe Moro. Pe Moro, bine, să aibă grijă de Otilia, am înțeles. E sigur că am încredere. Ok. Am pus-o pe bilionera ca servitor, să vă dovedesc. Va fi numărul 1 ca servitor și va fi învingătoare.
Eu o să fiu scurt aici, dau două nume, aș pune Otilia și Camara. Trebuie să-i și testăm prin treaba asta, că îi punem servitor, să vedem de ce sunt în stare. Marius stă cu Remus în cameră, deci e bine, e departe. Așa, deci o trimit pe Otilia la servitor. E pentru prima dată când spun că vreau ca cineva să plece acasă și acea persoană e Otilia. Așa că, draga mea Otilia, dacă Remus te va pune servitoare, ce să zic, mă poți lua la duel, nu am o problemă. Și la băieți pe cine vezi? Bineînțeles că o să spun că Pastramul s-a oferit și mie ușor să spun ok după ce te oferi. Zic și eu, hai, du-te. Sunt pregătit să fac față oricărei provocări. Am trăit în pădure o lună și ceva de zile. Nu fac față să fiu servitor? Pentru voi, cei care erați până acum numiți bandiții, proba de recompensă este o noutate. Am zis că nu e adevărat. Zic că e o iluzie optică, n-are cum să fie adevărat. Arată că de pe carte, băi, nebunit. Tu dai seama la ce sentimente și ce senzație am eu? Mă nebunesc. Nu există cuvinte. Doamne Dumnezeule, în sfârșit, cred că Marele Dumnezeu mi-a ascultat rugămintea. Ei, pentru asta mai merită, frate, să te lupți. Remus, tu nu ești doar fermierul celor care erau în casă. Tu ești fermierul tuturor de la această masă. Da? Și tu trebuie să iei o decizie despre toți și trebuie să le dai sarcini tuturor. Tu trebuie să-ți faci bine în minte și ceilalți care vor veni după tine ca fermier șef trebuie să înțeleagă că această funcție este despre toată lumea. Iar ei nu sunt dușmanii. Ei sunt egali în tot cu voi. N-aș putea spune că am antipatii sau simpatii încă. O să o fac fericită pe Otilia. Motivul este poate o nesiguranță, poate o slăbiciune. Din punctul meu de vedere e wow că e încă aici. Mie mi se pare fantastic. Adică cred că oricine de la masă din partea dreaptă, poate în afară de el care sta cu ea, dar noi suntem uimiți toți că când în săptămâna 6 ea este aici. Și la băieți pe cine trimiți? Eu am să trimit Otilia și Pastramă ca servitori. Are credere în mine și bineînțeles și frică în același timp. Pastramă, neam de neamul tău n-a fost servitor. Abia aștept să le servești pe fetele astea la masă. Sper să vii frumos așa, să le dai să mănânci. Să speri vasele, să știi că sunt mai multe treburi de făcut. Mamă, în viața mea n-am spălat o farfurie acasă. O să fac totul cu zâmbetul pe buze și o să fii mândră de mine. Dă băiatul tău, dă gorila ta, Florin Pastram. Ei bine, noi din când în când organizăm dueluri de recompensă. N-am mai avut de mult un duel pentru mâncare, mulțumim! Da, e un duel de mâncare astăzi. Și vă aștept în arenă să ne duelăm pentru asta. Sunt tristă pentru că sunt aleasă servitoare, gândindu-mă doar că peste 4 zile aș putea să mă despart de ei. Ăsta este singurul lucru care mă face să plâng, dar în același timp, nimerindu-mă cu Florin în camera servitorilor, mi-a dat o tărie incredibilă.